Ce se înseamnă asta? De ce nu ne așteaptă voievodul? Dracula și-a pierdut mințile, ori vrea să ne sfideze. Cred că este frică și lui, așa cum le este frică tuturor creștinilor. Să trimitem să-l cheme pe sărmanul șobolan. Valahule! Marco! Lasă barda pentru când va fi nevoie de ea. Bătrânul ăsta este Ziraxes. Se zice că trăiește în munții de deasupra Târgoviștei, încă de pe vremea dacilor și a romanilor. Am auzit de el, să fim cu băgare de seamă. Nu-mi place puterea din ochii lui, e neomenească. Bine ați venit la Târgoviște. Ce vânt vă duce pe la noi? Nu e treaba ta. Poftim a vorbit cu voievodul Dracula. Unde este? Dar nu-l văd aici, pe sultanul Mahomet. Numai el are căderea și rangul de a vorbi cu măria sa vodă Vlad. Îndrăznește a spune că un biet voievod valah se asemuie slăvitului sultan Mahomet, cuceritorul Constantinopolului, stăpânul lumii. Părinte, lasă-mă să-i tai. Lasă-l. Ia seama, Hakam Bey. Noi și Vlad Vodă nu ne-am supus vouă niciodată. Mi-e teamă că n-am să-l mai pot potoli pe Marcu și mânia lui. Sau n-am să mai vreau. Să nu ne pierdem firea. Am venit să vă oferim... Știm? Cunoaștem ce ați venit să cereți. De unde puteți ști? Preaslăvitul nostru sultan Mahomed ne-a înștiințat poruncile sale chiar în dimineața plecării. Nu le știm decât noi. Acum a sosit vremea să le aflați și voi. Și să vă supuneți. Solule, nu te amăgi, solule. În țara noastră noi și Vlad Drăculea știm totul. Ați venit să cereți tributul pe care noi nu l-am încuvințat niciodată. Și mai vreți și 300 de copii pentru oastea voastră de ieniceri. Am venit să vă oferim protecția sultanului nostru. Plecați. Plecați și să nu vă mai întoarceți niciodată. Nu vrem vărsare de sânge. Ne urnim greu la război. Nu ne place. Dar dacă o facem, ferească Dumnezeu. Bătrâne. Plecați! Și nu mai căutați războiul, că ce-l veți găsi. Iar dacă sultanul vostru, Mahomed, se va uita numai cu privirea către Valahia, îl vom izbi. Că vor sângera și zidurile din Istanbul. Bătrânul ăsta e cam nebun, mă sperie. Să-l așteptăm pe Dracula. Doar el hotărăște aici. E frică de puterea lui Mahomet. Trăiască măria sa, Vlad Voievod Dracula! Am primit veste că aș cerut să mă vedeți. Spuneți, ce pricină v-a făcut să bateți atâta cale până la Târgoviște? Marcule, lasă-i. Sunt doar niște soli. Să iertați purtarea fratelui nostru Marcu, dar lui nu-i plac străinii care vin la noi cu arme și amenințări. Și nici nouă. Și-am mai auzit că în țara mea au dat acângii și tătarii. Nu avem știre de nimic. Pe acângii nu-i stăpânește nici strălucitorul nostru sultan.
Ei sunt învinși și nimeni nu-i poate sta în cale. Uneori mai pleacă fără veste după pradă prin țările creștine, că despre tătari doar marele lor, Han, poate ști ce fac. Sunt nestăpâniți. N-am nicio îndoială că fratele nostru Marcu i-a stăpânit și le-a arătat calea cea dreaptă cu Duhul Blândeții. Cu Duhul Blândeții? După cum ne-ai învățat, Doamne. Acestea sunt fleacuri, să uităm de ele. Luminăția sa, slăvitul sultan, Mahomet... Pentru mânia fratelui nostru Marcu ne cerem iertare. Se vede că din sperietură v-au sărit și mințile, nu doar inima. Am să vă iert că ați uitat a vă scoate turbanele în fața unui mare stăpânitor. Înainte de a asculta cuvântul sultanului, lepădați-vă turbanele. Ar trebui să știi, voivodule, că obiceiul nostru sfânt nu ne lasă a ne descoperi capetele decât în fața marelui padișah. Cât om fi nu vă încălca acest obicei, nici la tine în țară și nici în altă parte. Se cuvine oare să aduceți obiceiurile voastre la curtea Valahiei? Au se cuvine să vă purtați cu bună cinstire față de obiceiurile noastre aici, la Târgoviște? Obiceiul ăsta va fi în curând și al vostru, așa cum pământul ăsta va fi al nostru și al măritului sultan Mahomed. Nădăjduiesc că măritul sultan ne va ierta. Am să întăresc acest obicei și am să fac astfel încât să nu fie schimbat multă vreme de acum încolo. Așa, Basarabe, mă bucur că Allah ți-a luminat mintea. Nimeni nu se poate măsura astăzi cu armata noastră. Ia spune-mi, cum te-ai gândit să întărești obiceiul nostru? M-am gândit să fac în așa fel încât să nu mai lepădați turbanele niciodată, ca nu cumva să-l supărați pe prealuminatul vostru stăpân. Marcule, aducuie și ciocan. Să bateți acestor turci care ne socotesc puterea unui basarab cuie prin turbanele lor răsucite. Lui Hakan, să-i bateți cuie mai mici. Să nu vă fie frică, boieri dumneavoastră. Câtă vreme suntem acasă, nu ne poate răzbi nimeni. Câtă vreme suntem uniți, puterea turcului nu poate să fie mai mare ca puterea noastră. Eu, Vlad Basarab, prin voia lui Dumnezeu, mare domn și voievod al Valahiei, las vouă, târgoviștenilor, și de pe unde veți mai fi venit, legământ de fier, cu pecete din sângele străbunilor și bunilor noștri. Jurați! Jurăm! Jurați să păstrați țara liberă și credința noastră creștină! Jurați! Jurăm!